Ce influențează sănătatea uh, microbiotei intestinale? Etapele vieții umane. Ea are o anumită structură în funcție de etapă. În primele luni de viață, în primii ani de viață și apoi la maturitate. Stilul de viață. Vom vedea cât de important este. Prezența unor situații patologice. În viața intrauterină se considera că intestinul fătului este steril, nu conține bacterii. Acum, specialiștii spun că totuși ar fi posibil prin placentă să treacă anumite microorganisme. Cert este că prima mare colonizare a tubului digestiv al copilului are loc în momentul nașterii. Când el trece prin canalul pelvian, vine în contact cu bacteriile din această zonă, care invadează tractul digestiv, și după aceea, copilul, dacă mai este și hrănit cu lapte de mamă, care constituie hrana ideală pentru aceste bacterii bune, e prima mare zestre valoroasă pe care o capătă copilul. Deci el. Pune bazele unei microbiote foarte valoroase pentru organismul lui. De obicei, aceștia sunt copiii care se dezvoltă bine, sunt viguroși, nu sunt grași, dar așa, viguroși și au o imunitate bună. E o mare diferență între acest copil care s-a născut natural și a luat bacteriile. De pe mucoasa vaginală a mamei și copilul care se naște prin cezariană. E mare diferență. Copilul acesta n-a avut această șansă să capete aceste bacterii și tubul lui digestiv rămâne disponibil pentru alte bacterii. Locul este liber. N-a fost ocupat de ceea ce este bun. Este liber pentru ce? Pentru bacteriile care le va întâlni la secția de nou-născuți, la personalul care îngrijește, apoi se duce acasă, încep vizitele, rudele, pe rând, pe rând vin, toți vor să-l iubească, să-l țină în brațe și fiecare îi dă ce are. Lucruri mai bune sau mai puțin bune. Și dacă mai este și. Uh, hrănit artificial e cu tot o altă perspectivă statistic se vede acești copii sunt mult mai predispuși la alergii inclusiv la astm bronșic și alte și alte probleme ceea ce se încadrează la disbioze intestinale deci deja de aici e o, poate să fie o diferență semnificativă. Da? Poate fi o diferență semnificativă. Apoi urmează primul an de viață când se face diversificarea alimentației și iarăși contează enorm cum se face această diversificare. Se face cu alimente bune care aduc fibre. Și fibre, nu numai proteine și grăsimi și așa mai departe, aduc și fibre pentru o mucoasă intestinală în plină dezvoltare sau este o alimentație rafinată, fără fibre. Deja face o mare diferență. Și astfel încât, în primii ani de viață, treptat, treptat, flora copilului începe să semene tot mai mult cu flora adultului. Dar de cele mai multe ori acum se pun bazele. Bineînțeles, poate să fie influențat. Ce înseamnă disbioză? Înseamnă dezechilibru al microbiotei intestinale. Înseamnă alte bacterii cu alt impact asupra sănătății. Bacterii care nu sunt folositoare, ci din potrivă contribuie la promovarea stării de boală. Îngrășare, îngrășarea ficatului diabet și așa mai departe. Tratamentul cu medicamente antibiotice este una dintre cele mai frecvente cauze de disbioze intestinale. Acum când zic antibiotic nu mă refer în primul rând la situațiile în care chiar trebuie tratament antibiotic. Da? E clar, are o pneumonie severă, are o meningită, are o piele nefrită sau mai știu eu ce altceva. E clar, trebuie, trebuie intervenit și repede. Nu la asta mă refer. Mă refer la obiceiul prea multor persoane. Un pic simte că îl strânge în gât și a și pus mâna pe cutia de augmentin și dă frate cu niște doze de zici că se luptă cu dita mai balaurul și în realitate e un virus. Cam 70-80%, poate chiar 90% din cazul. Un virus pe care antibioticul nu-i face nimic nu îl influențează până la urmă tot sistemul imunitar trebuie să uh, lucreze și să distrugă. De asta au ajuns la concluzia că uh, dacă fac tratament atunci durează numai șapte zile dar dacă nu fac tratament atunci durează o săptămână. Uh, deci dar în schimb ce face pe flora bacteriană mai ales dacă este un asemenea antibiotic cu spectru așa de larg și și concentrații puternice nu e de mirare că săraca microbiota e făcută harcea parcea. Când stomacul nu produce destul acid fie datorită unei folosiri prea îndelungate a, a medicamentelor de tip omeprazol, lansoprazol, pantoprazol. Sunt medicamente foarte folosite și principala cauză este helicobacterul, pentru că ăsta dă aciditate și ca să-i mai stingă focul ăsta, atunci acum ia un omez sau controlog sau ceva similar, Nexium, oh, îi, dă, îi dă ușurare și poate să doarmă. Numai că mai ia groaza când găsesc pacienți care îmi spun că el de luni de zile, de ani de zile, în fiecare seară ia câte un omez. Păi, Dar cu asemenea tratamente de atâta timp, săraca mucoasă gastrică se face tot mai slabă, tot mai atrofică și uh, microbiota intestinală are foarte mult de suferit fie datorită unor procese autoimune care distrug mucoasa gastrică așa cum este în gastrita atrofică cronică. De asemenea microbiota mai uh, suferă și în cazurile de anomalii ale tractului digestiv fie că s-a născut așa fie că ele au apărut în urma intervenții chirurgicale la ora actuală. Cel mai adesea trebuie făcute asemenea intervenții datorită unor tumori foarte extinse și bietul chirurg când deschide vede că tre trebuie să taie și de acolo și de acolo și de acolo cum le mai pune la un loc reușește pacientul scapă cu viață dar microbiota e întoarsă pe dos și trebuie avut în vedere un tratament de refacere a, 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 a microbiotei sau când mai trebuie făcut și uh, radiații și chimioterapie nu spun că nu trebuie să făcute, sunt situații în care așa de târziu a fost e, descoperit cancerul încât e singura șansă să-i mai dai o posibilitate la viață. Trebuie făcut și aia și aia, dar trebuie avut în vedere în situația asta că trebuie să reparăm în urmă și microbiota intestinală. Alte cauze ar fi tulburările motilității intestinale, cum ar fi neuropatia diabetică viscerală, sclerodermia, sindromul intestinului iritabil, în pancreatita cronică și în ciroza hepatică și în boala celiacă apar aceste dezechilibre ale uh, aceste dezechilibre ale florei bacteriene. Dar cel mai des întâlnit factor este dieta modernă care așa cum am spus este făcută din alimente rafinate în care s-au scos fibrele și dacă s-au scos fibrele, care, care sunt consecințele? Bacteriile bune n-au ce să mănânce. Și ce se va întâmpla cu ele? Coloniile lor vor deveni tot mai mici și vor face loc pentru bacteriile rele cărora le plac. Le plac grăsimile animale, dulciurile, proteinele animale. Și mai ales când aceste proteine sunt pregătite la grătar și prăjire, picură grăsimea aceea acolo în flacără și formează hidrocarburi aromatice policiclice. S-au ajuns la concluzia că un kilogram de carne pregătită în felul acesta sau prin prăjire formează cam tot atâta benzopiren cât în 500 de țigări. Este unul dintre cele mai cancerigene substanțe din țigări incriminate în dezvoltarea cancerului pulmonar. Da? Deci astea și mai tare distrug bacteriile bune și fac loc pentru bacteriile rele. Uh. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările de pe canalul nostru de YouTube pentru a primi mai multe informații de la noi.